formația sucevană s-a impus la Bacău cu scorul de 3-0 după ce și-a adjudecat cele 3 seturi cu 25-12, 25-23 și 25-13. Mă bucur că ne-am îndeplinit obiectivul pentru acest sezon. Mai mult, cred că nici nu ne puteam propune, ținând cont de tinerețea echipei noastre și de adversarii din serie, a spus antrenorul Tudor Orășanu. Acesta a mizat în actualul sezon al diviziei A2 la volei masculin pe următorii jucători: Marius Gontariu, Alexandru Rață, Vlad Buhu, Ștefan Verciuc, Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Marius Borta, Alexandru Roman, Gabriel Albu, Lucian Huțuleac și Andrei Sasu. Pe lângă CSM Suceava, la Final Four-ul seriei de Est a diviziei A2, programat în perioada 22-24 martie, vor mai participa formațiile Știința București, Gloria Buzău și Rapid București.